seara și bine v-am găsit la cea de 3 ediție a concursului Miss Mister Caritate Cașin. Gazdele dumneavoastră în această seară sunt Bianca și Dani. Vă mulțumim că vă aflați alături de noi în această seară în care sperăm să dăinuie spiritul solidarității și bună dispoziție. Constatăm cu bucurie că acest eveniment devine deja o tradiție pentru comunitatea noastră. Vrem să mulțumim conducerii primăriei Cașin, domnului primar, doamnei viceprimar, consiliului local, domnului Cristi Băncilă, membrilor juriului, concurenților pentru tot efortul depus, dar și dumneavoastră pentru sprijin și prezență. Știm cu toții deja că această manifestare are, ca în fiecare an, la bază un scop caritabil. Așadar, vă invităm să ne sprijiniți nu doar moral, ci și financiar pentru a duce la bun sfârșit acest scop. Începem prin a vă prezenta componența juriului din acest an, cu mențiunea că printre aceștia se află și un invitat special, domnul profesor de geografie al Colegiului Național Grigore Moisil, Mihail Aurel. Alături de acesta se află doamna Manea Nadia. Domnul Tudose Constantin. Doamna Băncilă Mirela. Domnul Brânză Constantin. Lupu Anca. Și Ghețu Răzvan. Vasile Pârvan afirma: fără tradiție nu există cultură, nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiție. De aceea am ales ca în această seară tematica concursului nostru să fie legată de tradiție, port popular și origini. Pentru prima probă a concursului, participanții noștri v-au pregătit o defilare a costumelor populare tradiționale. Invităm în scenă prima concurentă, Mihaela Ștefan. Studiază la Colegiul Tehnic Gheorghe Asaf din clasa 3-a. Este pasionată de make-up, iubește animalele, iar în viitor își dorește să ajungă medic veterinar. Partenerul acesteia, Rareș Vârcu, învață la Colegiul Național Grigore Moisil în clasa 10-a. Și pozitivitatea sunt principalele lui calități. Își dorește să devină unul dintre cei mai buni arhitecți. Haideți să oprim călduros pe concurenta cu numărul 2, Anca Cuciureanu. Este studentă la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, iubește biologia și chimia. Cea mai mare dorință a sa este să profeseze ca inginer în acest domeniu. În aplauzele dumneavoastră, cel de-al doilea concurent, Codruț Prescoviță. Elev al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, în clasa 9, pasionat de box, dorește să pătrundă pe căile Academiei de Poliție. Andreea Mușu se descrie ca fiind o fire sociabilă, ce iubește să își petreacă timpul liber cu prieteni. Învață la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, iar planul său de viitor este admiterea la Facultatea de Arte. Invităm în scenă participantul cu numărul 3, Alexandru Manea. Boboc al Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi, iubește fotbalul și jocurile online. Intenționează să urmeze cursurile școlii militare de subofițeri. Una dintre curajoasele din această seară este și concurenta cu numărul 4, Elena Giapoc. Studiază de asemenea la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi în clasa 11-a. Își ocupă timpul liber cântând, iar în viitor visează să urmeze o ramură a muzicii.
La fel de curajos ca partenera sa este și Armana Lupoaie. Studiază la Colegiul Sportiv Nadia Comăneci, este o fire sociabilă ce se integrează ușor în grupuri noi, iar pe viitor dorește să-și găsească un loc de muncă în afara României. Aceștia sunt participanții noștri din această ediție. Mihaela Șirareș, Anca și Codruț, Andreea și Alex, Elena și Arman, concurenții noștri vor dovedi că nu dobândesc doar calități fizice, ci și intelectuale. În acest scop, îi vom supune unui test de cultură generală. Concurenții vor extrage un bilet și vor încerca să răspundă la întrebarea respectivă. Tradiționale românești sunt confecționate din A. Borangic, măstase, polistiren. Borangic. Răspuns corect. Întemeitorul regimului nazist a fost Nicolae Ceaușescu, Iosif Stalin sau Adolf Hitler. Adolf Hitler. Corect. Pentru a-și visa ursitul, fetele își pun supernă, de bobotează A. cimbru, B. busuioc, C. mântrăgună, B. busuioc. Corect. Unul dintre cei mai importanti tenismeni români, fiind numărul 1 mondial de două ori, este A. Simona Halep, B. Horia Tăcău și C. Ilie Năstase. C. Ilie Năstase. Corect. Celebra pictură Morții de la Cașin aparține pictorului A. Petre Achiței, B. Ștefan Dumitrescu, C. Vitril Almășan, B. Ștefan Dumitrescu. Corect. Ocupația de bază a cășunenilor era cărăușia, pescuitul, ciobănitul. A. cărăușia. Corect. La urmă le punem noi întrebările. Continuă proverbul: dacă nu înveți cât ești tânăr, îți vei petrece restul zilelor A. plângându-te de eșecuri, B. defenzând de alții, C. regretând timpul pierdut. Plângându-te de eșecuri. Corect. Înalt din România se găsește în munții Făgăraș, Banatului și Bucegi. Făgăraș. Corect. Felicitări concurenților, s-au descurcat excelent. Cea de-a treia probă va oferi concurenților șansa să se evidențieze prin dans pe ritmuri diferite muzicale.
Nicio! Thank you.
albe tâmplă soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai mic. Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia și mai ține lumele sale. Și într-un perete alb de muze mute, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu mine și cu groază, tot ce e al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru veșnicie. Felicitări participanților! Și ca să continuăm în aceeași notă, invităm alături de noi două tinere soliste, a căror profesor este doamna Gabriela Comăneci. În aplauzele dumneavoastră, Vasiloaia Elisa și a preotese Emily. Hai, ca mama, nu mai faci și șa-șa, hai, șa-șa!
Așadar, vă rugăm să ne acordați în continuare sprijinul dumneavoastră. Continuăm cu cea de-a patra probă, proba surpriză. Concurentele vor primi câte o cravată și vor încerca să-i facă nodul. Sper că voi veți reuși. La dispoziție 2 minute. Aveți un minut. Vor extrage câte un bilet și vor trebui să completeze fraza.
de foi de nuci. Hai să spun mâna pe... Sâni. Afară e fric și înnorat și o vreme de însurat. Bravo! Bronză verde parabolă, am o muscă pe căciulă. Picolac într-un copac, mie îmi vine să mă... Picolac într-un copac, mie îmi vine să mă scald. Băleu. Două fire, două paie, hai să-ți dau un șut în... Un șut în... Fund. Hai cu mine la statuie ca să-ți dau un kil de cuie. Coanamița biciclista a căzut și și-a rupt Batista. Caii trag la căruță, fetele mă apucă de... Răspuns ar fi putut fi mânuță. Aplauze pentru curajul de care au dat dovadă participanții noștri. Grupul Larisa și botezatul Florina. Peste vâi, tot ce vântul, hora noastră, toată fi.
Concurenții v-au pregătit o serie de scenete, piese de teatru și alte surprize pentru a funcționa cât mai plăcut. Începem cu prima participantă, Mihaela. Alo? Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tener. Acesta vrea să capteze atenția printr-un număr de stand-up comedy. Aplauze pentru Rareș.
Bună seara! Mamă, ce mulți sunteți, am emoții, vreau un rând de aplauze! Eu sunt Rareș din Bacău, Moldova, sunt pur moldovean, mamă moldovean, tată moldovean și știu ce e în capul vostru acum, știu ce gândiți. Uite, bă, încă unul pe Orange. Bineînțeles că am neamuri în Moldova și problema la noi în familie este că suntem mulți, frate, nu mulți, mulți! Hai să vă explic un pic cât de mulți suntem noi în neamul nostru de moldoveni. Mama are vreo 5 frați, tata are vreo 10. Sunt 15 oameni care când erau tineri s-au căsătorit cu 15 persoane de sex opus, au întemeiat familii și au făcut copii. Și moldovenii nu se rezumă la un singur copil și hai să-i oferim acestui copil un viitor de mega succes. Nu, ei se rezumă undeva aleatoriu de la 5 în sus. Deci în medie 15 familii ori 5 copii, 75 de verișori, care sunt ba mai mici, ba mai mari ca mine, care s-au căsătorit cu 75 de persoane de sex opus, au făcut copii, 150 ori 5. Păi suntem vreo 1000 pe puțin, să nu mai stăm să calculăm, că pierdem timpul. Suntem 1000, dacă e de vreun război, ne chemați pe noi, ne descurcăm. Avem oameni în stare să conducă lupta, avem proștii pe care să-i punem în prima linie, avem și retardul care să poarte steagul, dar asta cu retardul e o poveste mai lungă. Vreau să zic doar, bă, cât de prost să fii, să accepti, să mergi la luptă cu un băț și o pânză și să te mai duci și primul. Cred că era handicapatul satului care nu producea nimic bun și toată lumea vrea să scape de el, îl trimitea cu steagul și aia era. Și pe vremuri tot la fel, pe vremea Ștefan cel Mare, cu cine ne batem azi? Cu turcii? Cu cine plecăm la luptă? Cu frații Jder? Cât sunt ăștia? 250.000. Așa și eu cu neamul meu. Și asta e, suntem mulți. De asta și la evenimente, în astea, ba mai fericite, ba mai nefericite, bă, veneau neamurile din Moldova în vizită la mine acasă. Și niciunul nu vrea să audă de hotel, toți vreau să doarmă la mine acasă, asta era crunt. Și m-am mutat recent într-un apartament ceva mai spațios, de asta și când mă sună cineva, bă, da, dar vreți să veniți pe la noi? Păi să știi că nu prea ai ce să faci, adică e mizerie, șobolan, morți, plus că ne-au și murit doi prieteni, așteptăm să putrezească aici. Nu e loc, domnule, nu ai ce să faci, nu? Că ne-am săturat. Și cred că am rămas cu o sechelă de când eram mic. În sensul că, bă, veneau neamurile la noi, deschideam ușa și se răspândeau, frate, se răspândeau peste tot. Oi, treci acolo, oi, nepoate. Și eram ceva gen, bă, dar poate ar fi bine să vă duceți la un hotel. Taci din gură, băi, nepoate, când ne organizăm frumos. Unii ne trimis la străini acolo, unii punem plăpumioare pe jos, bărbații dorm pe jos, femeile în pat și copiii în cadă. Și... bă, nu veneau toți 1000, dar cel puțin 666 toți veneau și ocupau toate spațiile, frate, tot sub ghiuvetă, pe sub pat, pe lângă pat. Și dimineața, eu fiind de rei masculin, bineînțeles, era o provocare să ajung la baie, în sensul că trebuia să mă joc de un joc de aventuri, știți, mai călcam, mai găseam un loc între doi unchi, mai călcam pe o țâță de mătușă. Și eram gen, femeie, ce cauți aici, nu știi regulile, femeile dorm în pat. Aflasem ulterior că era un unchi cu țâțe, că se mai întâmplă. Și când veneau prea multe neamuri la noi, mama la ușă la baie instala un aparat din ăla cu număr de ordine. Când te trezea, apăsai 25, cine e la baie? 512, dar mă piși pe mine! În casa mea nu mă pot pișa și puteam să fac pentru că eram destul de mic. Nu se întâmpla nimic. Ăsta a fost... Concurenta cu numărul 3, Andreea, v-a pregătit o pantomimă intitulată Fata de la țară și fata de la oraș. Thank you.
Mulțumim, Andreea, că ai descurcat de minune. Partenerul acesteia, Alex, a ales tot o pantomimă pentru a-și pune în evidență talentul. Haideți să-l primim cu aplauze. Yeah.
Actorii concurenți, Codruț și Anca, vor juca pentru dumneavoastră o scenetă amuzantă. Băi, femeie, ce cămașă să-mi iau? Asta sau asta? A doua e mai bună. Aha. Că prima este de cocalar. Dar ce faci acolo? Dau la șaibă, mă grăbesc, întârziem la omul ăsta. Bine, dragă, dar vorbește și tu cu copilul să-i spui. Ce să-i spun, dragă? Las cunoască fata lui Ionescu și cu asta basta. Nu, dragă, să-i spui despre tainele vieții acum, că... Acum te-a apucat, dragă, i-am cumpărat cartea, dă-i cartea și cu asta basta. Lasă cartea, cartea s-a dus, că învăța copilul tâmpenii din ea. Cum, mai ai aruncat cartea? Da, am aruncat cartea. Și acum de unde o să mai învețe? Ei, de la tine o să învețe. Dragă, eu nu vorbesc cu copilul meu așa ceva, mi-e rușine. Ei, îți iei curaj și vorbești cu el. Biluță, nu chema copilul. Biluță, la mama. Da, mamă. Uite, tati vrea să-ți spună ceva. Tati, vrei să spui ceva? Biluță, ia vină la tati. Ia-l pe ocolite. Dar ce faci, dragă? Păi n-ai zis să-l iau pe ocolit. Mă, mă încurci, mă, femeie. Băi, Biluță, vine un moment în viața unui bărbat când trebuie el și el să spune tu. Nu. Dragă, dragă, eu nu vreau să-i spun nimic. Nu vrei să-i spun nimic. Las copilul să-i duc în camera lui și-i îmbrace. Du-te, bă, și îmbrac-te. Dar sunt îmbrăcat deja. Du-te, bă, dezbrac-te și îmbrac-te, iar cum ești la fata aia așa. Dar nu vezi ce bine îi stă? Zici că-i luat pe gârlă. Bine, Biluță, du-te în cameră, îmbracă-te și te întorci înapoi. 1, 2, 3, 4. Gata, știu. Îl luăm cu niște personaje celebre. Din Rădulescu? Nu, dragă, Adam și Eva, Adam și Eva. Biluță, vină cu ace. Nu-i bine cu Adam Biluță, și Eva. Biluță, nu vină cu Adam și Eva. Ieși! Ți-am zis că e prea mic. Vrei să-i spun acum? Da, vreau să-i spui acum. Oh. Personaj celebr... Na, nu merge. Cu ce să luăm? Îl iau cu... Romeo și Julieta. Bine, așa, așa mă, frumos și poetic. Biluță, vină cu ace. Dar de-abia sunt la 17. 18, 19, 20, 100. Băi, Biluță, tu ai auzit de Suliman Pașa? Doamne, ia loc. Mulțumesc. Biluță, tu ai văzut filmul ăla Un bărbat și o femeie? Nu. Ieși. Băi, ieși, pun cureaua pe tine, ieși. Până la cât să numai? Până la 100, ieși. 1, 2, 3. Ce-am zis că e pe ea? Vrei să-i spun acum? Da, vreau să-i spui acum. Gata, știu, îl luăm cu algebra. Ecuația cu două necunoscute, sigur înțelegi. Nu cu două necunoscute, cu o necunoscută. Fata lui Ionescu. Dragă, fata lui Ionescu nu e necunoscută. Știm cine este, fata lui Ionescu. Biluță, vină cu ace. Dar n-am terminat numărătoarea. Băi, Biluță. Băi, Biluță, tu ai auzit de teorema al Pitagora? Da. Dar de fata al Pitagora ai auzit? Nu, n-am auzit. Păi, dar ce vă faci pe voi la școală cu mărbine? Calmează-te, dragă. Omul ăla nervos. Biluță, ia loc. Mulțumesc. Când tati îți povestește despre Pitagora și despre teorema lui, nu te gândești la Pitagora și la teorema lui, te gândești la... Arhimede! Băi, ieși, pun cureaua pe tine, ieși! Până la față număr. Până la 100. 1, ți-am zis că e băia, vrei să-i spun acum? Da. Gata, știu. Îl luăm cu botanica. Dragă, e prea direct. Nu e prea direct, dragă. E prea direct. Nu e direct. Biluță, vino la mama, Biluță. Dar n-am terminat, nu. Lasă numărătoarea, stai jos. Mulțumesc. Biluță, ție ce floricele îți plac? Lepidodendron. Da, Eli, lepi... Băi, tăticuț, dai ghiocei, nu-ți place? Ba da, dar prefer lepidodendron. Bine, lasă. Băi, lasă, dacă copilul preferă lepi floarea asta, lasă. Albinuța ce face seara? Zboară din... Lepidodendron în lepidodendron. Exact! Vezi că nu-i tâmpit? E deștept ca mâna sa. Ia... culegi în chestia aia galbenă de acolo. Dar lepidodendronul n-are chestie în aia galbenă. Dar cum îți permis, mă? E roz, mov, cum e, da? Stai jos, Biluță. Dacă nu te deranjăm. Ia ce face seara? Culegi puleiul ăla de acolo. Polenul. Din se pare. Stamine. Din stafide. De ce insiști pe flori? De ce insiști pe flori dacă copilul se pricepe mai bine la flori? Dragă, orice prost se pricepe mai bine la flori. Fii atent. Dar dacă orice prost se pricepe mai bine la flori, tu de ce nu te pricepi? Doamne, dar ce obraznic e ăsta, dar ce obraznic s-a făcut ăsta? Bă, dar cum îți permis, mă, totuși mama ta, n-ai, nu-i frumos, da?
Bă, Biluță. Uite ce voiam să spun eu. Spune-i tu. Eu? Da, spune-i tu. Băi, tăticule, cum să spun? Bărbatul și femeia fac casă bună. Casă bună. Da, fac casă bună. Dacă ați fac casă bună, trebuie să și iubească. Se iubesc? Se iubesc. Dacă se iubesc, fac și un tâmpit care se uită la mine de parcă vorbesc turcește. Hai mă, tată, chiar crezi că nu știu cum se fac copii? Și după 9 luni se naște. De unde ai auzit, mă? Hai mă, tată, de ce crezi că vrea Ionescu să se întâlnească cu voi? Veți fi puniți! Aoleu! Ultimul, dar nu cel din urmă, Arman, care va interpreta o scenetă în rolul lui Victor Pițurcă. În concluzie, doamna Matei, dacă Ionuț nu se pune serios cu burta pe carte, mă tem că cel puțin la istorie va rămâne corigent. Da, domnul Pițurcă, ați picat la țang. Bună ziua, Ro. Bună ziua. M-a auzit corigent și am intrat, Ro. Da, chiar mă pregăteam să vorbesc despre fiul dumneavoastră. Văd că doamna Vica a venit deja. Dacă a venit ea, atunci plec eu, Ro. Haide, dragă, că nu-i cazul să facem atmosfera acum. Anunță-mă când e momentul și vin atunci, nu? Nu, vă rog, vă rog, chiar mă bucur că sunteți amândoi. Luați loc, domnule Pițurcă, luați loc. Domnule Pițurcă, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, nu? Păi atunci luați loc. Da, nu? Stai jos, dragă. Domnule Pițurcă, vă așezați azi? Nu lăsa pe mâine, ce poți să faci azi, nu? Da. Să începem cu o veste bună. La învățătură, dintre toți băieții din clasă, fiul dumneavoastră este al 10-lea. Nu-i rău deloc, nu? Da, dar vestea proastă este că în clasă sunt doar 10 băieți. Tot a prins primul 11, nu? Taci! Unde este problema cea mai mare? Problema cea mai mare? Păi ce să vă spun, doamnă? Guvernul, parlamentul, în administrație, cel puțin la noi în școală, doamna directoare. Nu, eu mă refeream la situația școlară a fiului meu. Am înțeles, vă rog să mă iertați. Păi uitați, de exemplu, doamna profesoară de istorie l-a întrebat pe fiul dumneavoastră ce știe despre Mircea cel Bătrân. Iar fiul dumneavoastră n-a spus decât că era bătrân. E un copil logic, nu? Da, domnule, dar nu știe nimic, domnule Pițurcă. Habar nu are cine a fost Mircea cel Bătrân. Asta mă revoltă și pe mine, nu? Orice român trebuie să știe cine a fost Mircea cel Bătrân, nu? Dar cine a fost Mircea acest cel bătrân? Sergiu Nicolaescu, nu? Vă rog, vă rog! Și să știți că nu numai situația la învățătură e problema numărul 1. Problema numărul 1 ar putea fi și faptul că fiul dumneavoastră este foarte neliniștit, neastâmpărat, nu stă locul o secundă în bancă. Asta e moștenire de familie, nu? Ce nu stau liniștit pe bancă, nu? Iar acum 2 zile a pus și pastă de dinți pe clanța de la ușă. Vezi dacă nu ai pus periuța la el? Uitați, că nici la anatomie situația nu este deloc roz. Da, când se predă aparatul reproducător? La sfârșitul semestrului, cred. Dar de ce? Băi, dacă seamănă cu Victor, cu siguranță o să-și îndrepte singur media. Merci, nu? Mă rog, totuși, din curiozitate, domnule Pițurcă, aș vrea să vă întreb ceva. Și tot din curiozitate vă răspund, nu? Dumneavoastră, ce fel de elev ați fost? Băian, nu? Liniște! Ce întrebare tâmpită, nu? Nu, n-ați înțeles ce am vrut să vă întreb. Vreau să zic cum ați învățat. Până într-a 8-a dimineața, după aia după amiaza, nu? Vă rog, vă rog, liniște! Și să ne întoarcem la cele bune. Din situația școlară a elevului Pițurcă. Nu? Uitați, la religie are 10. Să-l propună papă, nu? Să nu uit, profesoara de matematică... Începe rău, nu? M-a rugat să-l convingeți pe fiul dumneavoastră să-și învețe lecția despre ciorul lui Eratosthene. O să aibă inspecție. Ce lecție, nu? Ești surd! De ciorul lui Eratosthene e ăsta! Eu l-am trimis la școală să facă matematică sau să se facă căutător de aur?
Mă rog, în încheiere, domnule Pițurcă, vreau să vă spun că fiul dumneavoastră este totuși talentat la ceva. La gimnastică, este foarte talentat. Iar la noi în școală, activează o trupă de balet. Ați fi de acord ca fiul dumneavoastră să participe la cursul de balet? Nici nu mă gândesc, nu? Dar de ce? Că doamna Vica a fost de acord. Degeaba insistă ea, fiul meu nu face balet, nu? Haide, Victor, lasă-ne să-l dăm la balet! Nu, nu! Lasă-ne! Piți, lasă-ne! Ultima probă, în care concurenții vă vor prezenta o serie de ținute elegante. Invităm în scenă prima pereche, Mihaela și Rareș. Aplauze pentru a treia pereche formată din Andreea și Alex.
Aplauze pentru Elena și Arman. Acest an, iar în continuare, Mădălina, Paul și Cătălina v-au pregătit o pantomimă. Thank you.
Adresa câteva cuvinte. Bună seara, dragi tineri! Bună seara, cășuneni! Mă bucur din suflet că sunteți în număr atât de mare în această seară. Se vede că căminul nostru este neîncăpător. Dar să știți că deja s-a făcut un proiect și în viitor apropiat vom beneficia de un cămin modern și extins. Deci vă face o extindere pe partea laterală. Va fi un cămin mai mare, aproximativ cum ar fi la Mănăstirea Cașin. Și atunci vom încăpea cu toți cu siguranță, tinerii vor avea un spațiu modern, cu aparatură modernă și își vor desfășura activitățile lor. Sunt profund emoționat și bucuros pentru ceea ce se întâmplă în comuna noastră cam din anul 2013. Se întâmplă evenimente deosebite, evenimente culturale, manifestări cum ar fi de zilele comune Cașin. Aici țin să mulțumesc Asociației Cașin Tezaur de Frumusețe, care se află sub oblăduirea domnului Fidose Constantin. Asociația care, în parteneriat cu Primăria Cașin și Consiliul Local, au făcut ca zilele comune să se schimbe într-o adevărată sărbătoare și de cultură populară, să zicem noi așa. Anul ăsta a fost a doua ediție a Obârșiei Mioriței. Ce frumos scrie acolo, dacă vă uitați dumneavoastră în stânga, privind perenizarea sufletului românesc. Cât de frumos este. Au fost musafiri și invitați de vază în comuna noastră, profesori universitari de la universitățile din țară și din Republica Moldova, din Chișinău. Un lucru extraordinar, zic eu, comuna noastră a ieșit din anonimat, nu mai este o comună care cu numele Cașin din județul Bacău, este o comună Cașin din România. Și pentru asta vă rog să aplaudați și să-i... și să-i felicitați pe cei care au muncit. Să știți că este o muncă asiduă pentru aceste evenimente, la care se depune efort, se consumă nervi, se consumă timp și multe altele. De altfel, vedeți dumneavoastră ce tineri minunați avem. Ce au gândit ei acum 3 ani să facă și au reușit. Și au continuat și anul trecut, au continuat și anul acesta. Niște tineri valoroși, niște tineri care i-am descoperit în anul 2012, când am închegat o mică, zic eu, trupă de dansuri populare. Au rămas în continuare, au devenit surate la Cașin, care au venit și ne-au colindat de sărbători, pe la casele unora din Cașin și la biserici. Îmi doresc tot sufletul că acești tineri de acum își au pașaportul, zic așa, vor pleca care la facultăți, care în alte părți. Îmi doresc ca să le iei locul tinerii ceilalți. Ați văzut astăzi pe scenă alți copii din Cașin care au venit și au muncit. Este o muncă și meritul lor. De ce este mersul lor? Fiindcă nu au avut dascăl, nu au avut profesor care să inițieze și să învețe. Așadar, vă rog tot sufletul, aplaudați că merită pe deplin. Țin să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc jurului care a voit în seara asta să ne ajute în jurizarea acestor frumoși tineri. Și anume, mulțumim domnului Tudose Constantin. Mulțumim domnului profesor Aurel Micăilă. Cine învață la liceu Moisil, cunoaște pe tot profesor. Am venit și pe la școala Cașin. Jumătate din sus este cășunean, prin alianță.
cu cășurianca de noastră. Aplauze, vă rogăm. Mulțumim doamnei director Marea Nadia. Mulțumim doamnei Băncilă Mirela. Soția celui mai strajnic cășunean în seara asta, cel mai bărbătos cășunean. Pune căciula și ridică. Pune căciula și ridică. Mulțumim doamnei Lupu Ancuța. Mulțumim domnului Răzvan Ghețu. Și nu ultimul rând, mulțumim domnului Constantin Brânză. Să știți că la această manifestare au fost și alții care au stat în umbra copiilor. Nu o să le pomenim numele, ei știu prea bine cine a fost. Mulțumim tuturor celor care au dăruit în puținul lor câte un bănuț pentru acest scop caritabil. Chiar în seara asta mi-a dat lacrimile când am văzut copii din Cașin, niște copilași micuți, care au dorit și cu un leuț și cunosc destul de bine situația familială a lor, personală, și au dăruit în puținul lor, poate erau singurul bănuț care l-a avut în buzunar, l-au donat și l-au băgat în urna mobilă, să zic așa. Dacă tot suntem ultima luna anului, eu vă doresc un Crăciun fericit și un călduresc la mulți ani. Vă mulțumesc! Mulțumim domnule primar Soroiu Daniel pentru cuvintele frumoase. În momentele ce urmează, rugăm juriul să delibereze voturile pentru a afla câștigătorii din această seară. Ținem să menționăm că din urnele plasate în diversele locuri din comuna Cașin s-a strâns suma de 1200 de lei, din care s-a achiziționat un laptop pentru o tânără din comună a cărei rezultate la învățătură au fost foarte bune, iar condiția sa materială fiind una nefavorabilă. Aplauze! Cu această ocazie, mulțumim tuturor celor care au făcut o donație cât de mică, dar care poate schimba un viitor. Tot în cadrul acestui caz, ținem să menționăm, să menționăm și pe domnul Pontaș, care, prin intermediul firmei de internet, i-a oferit tinerei cablarea și conectarea gratuită timp de un an. Ținem să precizăm că prin suma strânsă cu ajutorul urnei mobile din această seară se vor face pachete care vor ajunge în decursul zilei de mâine la cei mai nevoiași din comună. Mulțumim tuturor magazinelor pentru sprijin și firmei Dabaco pentru colaborare. Alături de aceștia menționăm și familiile Fudulache, Flintoacă, Vrânceanu, Gâșpan, Soroiu, Brânză, Mitică Bonta și Tudose. Există o egalitate, așadar îi vom supune unei probe de departajare. Dar, te de toate, îl invităm pe domnul Tudose să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia. Ce priveliște frumoasă pentru noi cășunenii. Am vorbit și am conștientizat ce moștenire extraordinară ne-a lăsat înaintașii noștri. Și cu atât mai mult acum cred că sunteți în asentimentul meu să constatăm că avem și un viitor pe măsura trecutului nostru. A vorbit domnul primar de manifestarea din miez de vară, adică cea prilejuită de ziua satului, de Sfânta Mărie Mare. Aș cita dintr-o carte care sper să se lanseze cu ocazia acelei sărbători, dar din 2017. Cartea așa apare, se numește Obârșii Amioriței și unul din oaspeții de seamă a sărbătorii din acest an, anume profesor universitar dr. Ioan Opriș, fost ministru al culturii, dar de departe cel mai bun
muzeolog al României, spune următorul lucru. Vedrele de pe Valea Cașinului oferă șanse de optimism. Sunt stabile, iar cei care locuiesc arată o mare capacitate de a lega istoria cu prezentul, fiind recunoscător celor dinaintea lor. La Cașin, în satul cu atâtea gospodării pricopsite, caii, căruțele, curtea și porțile sunt embleme identitare de neconfundat. Iar credința că Miorița așa are obârșea pe plaiurile lor oferă mult sprijin loialismului și cetățenismului. Fundamentând proiectarea de oferte superioare vieții locuitorilor, încurajând turismul cultural și crearea de resurse alternative. O nouă viziune culturală prin care valorile patrimoniului istoric, cel construit, monumental, cel din colecții muzeificate, dar și cel spiritual, imaterial, rezultat din credințe, obiceiuri și tradiții, pot contribui nu doar la sublinierea identității, ci și la prosperitate. Evidențiază o comunitate care apreciază moștenirea culturală și o așează respectând-o în serviciul său. Intrarea Cașinului în rândul etașamentului cele mai frumoase sate din România confirmă energiile altruiste ale liderilor locali care au ridicat prin simboluri și valori culturale perene statutul și personalitatea unei așezări legendare. De fapt, domnul ex-ministru a rămas impresionat după vizita pe una din ulițele satului Cașin. Anul trecut, în 2015, am vizitat ulița către gospodarul Nicolae Curelea. Anul acesta mi-a mărturisit un profesor universitar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași că v-am bănuit de oarecare regie când am mers pe acea uliță, adică așa de mult l-a impresionat. Anul acesta vizita s-a produs pe ulița de la Biserica Dânjos. Ei bine, oamenii au fost impresionați în mod deosebit de naturalețea, dar mai ales de ospitalitatea gospodarilor din Cașin. Eu le-aș da... S-a primit un premiu de excelență, apropo de acel eveniment. Premiu oferit cu ocazia Crăciunului Scriitorilor de anul acesta. Categoric îl merită gospodarii care ne-au deschis porțile în așa număr și în așa mod. Aș încheie. Eu sunt plin de bucurie și mai ales sunt deosebit de mulțumit că un eveniment pornit din suflet de acele tinere care noi le cunoaștem și le recunoaștem ca fiind suratele din Cașin a avut asemenea continuitate. Un exemplu de altruism din partea lor. S-au dat nu deoparte, au muncit în spatele cortinei, dar s-au dat deoparte lăsând loc altor și altor tineri și tinere din satul nostru. Este un motiv să le aplaudăm încă o dată și să le mulțumim. Revenind la concursul nostru, da, s-a constatat o situație de egalitate. Sper să nu greșesc. Domnul Rareș Vâlcu, da, e bine? Și domnul Alupoaie Arman. Poftiți! Tineri frumoși! Am pentru a vă departaja, că sunteți așa de buni amândoi, va trebui să răspundeți la două întrebări. Prima întrebare către domnul din Cașin. Domnul din Curița. E așa tinere, domn? Mă contrazicea omul cu căciulă și să ne... Deci, pentru tânărul frumos din Cașin, te-aș ruga să ne spui câte turle are Biserica Dălături. Asta este. Întrebare, câte turle are Biserica Dălături? 3.
Îmi pare rău, ești frumos și atât de îndrăgesc, dar nu are trei. Are o singură turlă. Biserica de lături este cea de la cimitir, de la țintirim. Bine, acum să-l întrebăm pe prietenul și istețul din satul Curița. Te rog să ne spui, să rămânem la capitolul biserici, ce hram are biserica din satul Curița? Lăsați-l, că el știe. Catolic? Niciun caz, e ortodox. Are un hram. Da, copilă, lasă-l, doamnă, domnișoară. Bun, să constat că sunt întrebări Sfântul Nicolae. Nicio problemă. Mergem mai departe. Ție ți-aș da notă maximă că tu ai fost unul din călăreții care au participat la evenimentele prilejuite de zilele satului Cașin. Totuși trebuie să vă departajăm, nu? Da, adică sunteți la fel de bun. Zic, aveți vreo sugestie? Știe careva dintre voi cine a scris monografia satului Cașin? A comunii Cașin? Lăsați-i, știu, știu ei. Dumneavoastră? Nu, aș fi vrut eu. Aș fi vrut eu să... Nicolae Păslaru. Dacă ți s-a suflat, asta este, dar așa este institutorul Nicolae Păslaru. Domnul este cel care... A noastră comună a reprezentat prin o machetă România la o expoziție mondială de machete rurale. Este ceea ce am spus și întărește lucru că noi avem o moștenire etnografică extraordinară. Faptul că am reprezentat România într-o competiție mondială este un lucru extraordinar. Chiar vă pot spune din culisele evenimentului respectiv, am fost... Comuna a fost prezentată sau lucrarea respectivă. Cred că ați văzut-o și dumneavoastră, o machetă a unei gospodării din satul Cașin, așa cum era la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Premierea s-a făcut după, sau a fost o onoare să fiu prezent lângă ambasadorul Spaniei. Deci nu este meritul meu, este acea moștenire pe care o avem noi cășunenii și de care chiar e bine să fim mândri și e bine că se vorbește frumos despre satul Cașin. Vă mulțumesc! Dorim să mulțumim și domnului Cristi Băncilă. Alexandru Florea. Soare Bogdan și Ionut Gosav. Precum tot ce este frumos are un final, vă mulțumim că ați fost într-un număr atât de mare alături de noi și v-ați adus aportul atât moral cât și financiar, astfel încât moșul va ajunge și la copilașii mai puțin norocoși. Invităm în scenă concurenții pentru a fi premiați. Miss Eleganță Cașin în 2016, Mihaela Ștefan. Alexandru Manea.
Locul 3, Miss Cași în 2016, se acordă tinerei Elena Giaboc. Acest an, Codus Prescoviță și Anca Cuciureanu. Mulțumim tuturor pentru participare și în mod sigur vă așteptăm și la anul. Pace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rac iubiția vă, să beau cu-o mea mândră dragă. Pace, Doamne, prunele, să curgă cazanele, să curgă rac iubiția vă, să beau cu-o mea mândră dragă. Hai să bem un părel, numai unul mititel, hai să bem, să bem, să bem, până la ziua tot ce avem. Hai să bem un părel, numai unul mititel, hai să bem, să bem, să bem, până la ziua tot ce avem. Hai să bem, să bem, să bem, până la ziua tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Hai să bem, să bem, să bem, până la ziua tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Beau și vin, beau și rachiu, cât am de trăit nu știu. Beau și vin, beau și rachiu, de nimica nu mai știu. Beau și vin, beau și rachiu, cât am de trăit nu știu. Beau și vin, beau și rachiu, de nimica nu mai știu. Stau în cârciumă și beau până la ultimul leu, termin banii pe rachie și-apoi beau pe datorie. Stau în cârciumă și beau până la ultimul leu, termin banii pe rachie și-apoi beau pe datorie. Dă-ne, Doamne, un an bogat, să nu mă împrumut la stat, ca să fac vin și rachie, să nu beau pe datorie. Dă-ne, Doamne, un an bogat, să nu mă împrumut la stat, ca
să fac vin șrachie, să nu beau pe datorie. Au, 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 că iar mă împăt, iar vă spală cu oțet. Mă dor și picioarele, măi, că-au fost coapte prunele. Au, 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 că iar mă împăt, iar mă spală cu oțet. Mă dor și picioarele, măi, că-au fost coapte prunele. Dă-ne, Doamne, un am bogat, să nu mă împrumut la stat. Hai să bem, să bem, să bem, că nu știm ce zile avem. Hai să bem un păhărel, numai un umititel. Hai să bem câte o cănuță, adusă de-a mea mândruță. Imediat. Trandafir crescut în iarbă, doar Mileana parcă-i moartă. Trandafir crescut în iarbă, doar Mileana parcă-i moartă. Vini Gheorghe și-o trezește, Ilenuța-l bănuiește. Vini Gheorghe și-o trezește, Ilenuța-l bănuiește. Taci, Leano, nu bănui, că de-acum nu te-ai trezi. Taci, Leano, nu bănui, că de-acum nu te-ai trezi. Am venit doar să te întreb, să mă însor sau să te aștept. Am venit doar să te întreb, să mă însor sau să te aștept. Dorul mândride n-ar fi, omul n-ar îmbătrâni. Dorul mândride n-ar fi, omul n-ar îmbătrâni. Dorul și cu dragostea au înnebunit lumea. Dorul și cu dragostea au înnebunit lumea. Dorul mândride n-ar fi, omul n-ar îmbătrâni. Dorul și cu dragostea au înnebunit lumea. Hei, 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 mări, mândruță cu buze dulci, de ce vrei ca să te duci? Ia mândruță, sama bine, ca să vin apoi la mine. Băi, mărioară, gura ta dulce-i ca cireașa, dă-o încoace lubadea să se saturi de ea. Mărioară, gura ta, dă-o încoace lui Badea, dă-o încoace lui Badea, dulce-i ca cireașa. Băi, dragul mi-e mândruța înaltă, când dă gura pisti poartă, dar e mândra mititea, trebuie să s-ai poartă la ea. Băi, mărioară, gura ta, dulce-i ca cireașa, dă-o încoace lui Badea, să se saturi de ea. La mărioară, gura ta, dulce-i ca cireașa, dă-o încoace lui Badea, să se saturi de ea. La da 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 Frunză verde, iarbă crudă, mulți mai iau pe mine ciudă. Păi lasă ciudă să le fie, că iubesc ce-mi place mie. Păi lasă ciudă să le fie, că iubesc ce-mi place mie. Doamne, să nu mă omori, ca-mi să-mi pun la casă flori, mă. Doamne, să nu mă omori, ca-mi să-mi pun la casă flori, mă.
Păi și-n grădină floricele, cum îi plac mândruții mele. Da, și-n grădină floricele, cum îi plac mândruții mele. Florile ori înflori și mândruța mă iubi, mă. Florile ori înflori și mândruța mă iubi, mă. Că sunt de mine săpate și de mândruța udate. Că sunt de mine săpate și de mândruța udate. Tot cu lacrimi ale udă să moară lumea de ciudă. Tot cu lacrimi ale udă să moară lumea de ciudă. Păi lasă moară, nu-i păcat, că mult mă vorbește în sat. Păi lasă moară, nu-i păcat, că mult mă vorbește în sat. Că sunt de mine săpate și de mândruța udate. Lasă moară, nu-i păcat, că mult mă vorbește în sat. Frunză verde, iarbă deasă, dorule măi. Frunză verde, iarbă deasă, mi-a venit un dor de acasă, mi-a venit un dor de acasă, dorule măi. De-ar fi dorul de la mumă, dorule măi. De-ar fi dorul de la mumă, să mânc calul, să-ți fac spumă, să mânc calul, să-ți fac spumă, dorule măi. De-ar fi dorul de la tată, dorule măi. De-ar fi dorul de la tată, să mânc calul, să-l fac apă, să mânc calul, să-l fac apă, dorule măi. De-ar fi dor de la surori, măi, dorule măi. De-ar fi dor de la surori, să mânc calul până-n zori, măi, să mânc calul până-n zori, măi, dorule măi. De-ar fi dor de la copii, măi, dorule măi. De-ar fi dor de la copii să-i pun șaua și să-l mâi, măi, să-i pun șaua și să-l mâi, măi, dorule măi. De-ar fi dor de la nevastă, dorule măi. De-ar fi dor de la nevastă să las calul să mai pască, să las calul să mai pască, dorule măi. De-ar fi dor de la nevastă să las calul să mai pască, să las calul să mai pască, dorule măi.